Sunt foarte fericit că am reușit să fac parte din echipa Vlad. M-am ofticat un pic acum 3 ani, dacă nu mă înșel, sau că sunt 2 ani de când a fost primul sezon. N-am putut atunci pentru că aveam alte treburi, fusesem chemat la casting și m-am ofticat, pentru că m-am uitat la televizor, am văzut despre ce e vorba, am văzut că e altceva față de ce se face la noi în România și uite că într-un final, în ultimul sezon, am reușit să fiu și aici. M-am integrat foarte ușor, colegii mei sunt și colegii de la teatru, domn profesor cu care am fost în facultate, domnul Titieni, Marius cu care sunt la teatru, Raluca, toți ceilalți, Adi cu care mă știu de foarte mult timp, foarte, foarte ușor, inclusiv cu echipa, cu oamenii de aici care sunt foarte faini și foarte mișto, altceva, domne, ce să zic. Personajul se numește Viorel. Îmi pare bine, doamne și domnule, Viorel mă numesc. Sunt garda de corp și omul de încredere al lui Iordache. Nu pot să vă dau foarte, foarte multe detalii pentru că e bine să facem poporul să fie curios. Dar acest Viorel e cam peste tot. Asta pot să spun și unde e Iordache și Viorel, evident. Dar are și alte chestii în plus pe care le veți descoperi, bineînțeles, uitându-vă la Vlad. Am mai avut, să spunem, personaje similare, pentru că, hai să fim serioși, uite puțin la mine cum arăt, dar ce pot să spun e că nu e doar un simplu bodyguard și doar un simplu asasin plătit, ca să zic așa, are carne personajul, adică e mult mai mult de atât, e un personaj inteligent, e atent la tot ce se întâmplă și tocmai de-aia Iordache are foarte multă încredere în el și, cum s-ar spune, mâna dreaptă. Adică nu e doar împușcăm, omorâm și atât. Nu, e mult mai mult de atât. Este o onoare și o mândrie și în fiecare dimineață când ne întâlnim la filmare zic, sunteți pregătiți pentru o nouă zi împreună? Nu a fost chiar profesorul meu, eu am fost la o generație mai bătrână, ca să zic așa, adică eram cu un an mai mare față de cei pe care i-avea dânsul, dar întotdeauna mi-am dorit să joc cu profesorii și mentorii care predau la facultatea de teatru și film de la noi de aici. Niște așteptări foarte mari, cum au fost și celelalte sezoane din trecut, dar aici e ceva special, nu neapărat că sunt eu, glumesc. Trebuie să aibă, nu știu, nu așteptările alea mari, așteptările alea supreme, putem să spunem. Pentru că nu se vor aștepta. Sunt niște situații incredibile și niște întorsături și niște nebunii la care nu se vor aștepta. Nu cum cred eu, mai bine aș spune cum mi-aș dori. Mi-aș dori să nu fie ultimul. Mi-aș dori să rămână, nu știu, să rămână într-un fel sau altul finalul acestui sezon ca să se poată continua. Chiar dacă totul se plătește la final. Nu vreau finalul ăsta. Vreau să fie în coadă de pește, cum spunem noi. În coadă de pește să se termine. Îndemnul meu principal pentru oamenii ce se vor uita la acest ultim sezon, unde se spune că totul se plătește, e să deschidă televizoarele în fiecare săptămână și să fie cu ochii pe noi. Pentru că va fi ceva uimitor.